Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici, cu siguranță, un mesaj pentru sufletul tău. Wow! Foarte interesant. Aici este vorba clar despre o căsătorie sau despre o relație în care lucrurile merg bine este ca și cum s-ar face o uniune la nivel spiritual între tine și o anumită persoană. Văd o protecție foarte mare pentru casa ta, pentru familia ta. Mai văd o legătură cu Zodia Taur pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Văd aici că ai în viața ta o persoană foarte apropiată de zona spirituală. Pentru unii discutăm despre o veste extraordinar de bună, legată de un ideal pe care tu îl ai. Poate să fie un ideal legat de viața profesională, un ideal legat de viața ta personală, dar aici văd foarte multă fericire în aceste cărți. Da? este o etapă foarte frumoasă în care tu te afli în momentul de față. Patru de băte, uite, este o bucurie, ca o sărbătoare, văd aici. Uh, în egală măsură văd și o călătorie pe care urmează să o faci sau pentru unii discutăm despre o perioadă în care lași tot ceea ce este negativ în urma ta, Încerci să te bucuri de fiecare aspect din viața ta, precum o zi de sărbătoare. O bucurie aici văd legată de un drum pentru alții dintre voi, în urma unei așteptări. Unii poate chiar auziți în jurul vostru de o nuntă, de o logodnă, de o relație oficială. Cei care sunteți singuri, în momentul de față, cărțile vă spun în felul următor. Să încercați să învățați cât mai multe lucruri legate de familie, legate de iubire. Pentru că, prin învățare și prin credință, prin spiritualitate, tu poți să ajungi la acest ideal. E ca și cum ai avea o sărbătoare în casă, în familia ta, în jurul tău, în general vorbind. Văd o nouă etapă în viața ta. O nouă etapă cu mai multe emoții, o nouă etapă frumoasă, o legătură văd aici cu o persoană mai tânără, posibil să fie vorba despre un copil. Dar dacă ești într-o relație, văd clar aici o nouă etapă din punct de vedere emoțional. Văd o legătură cu următoarele semne zodiacale: fecioară, rac și capricorn. Uite, parcă este un moment de alegere, de alegere, este un moment profund. Văd foarte multă pasiune aici. Poate să fie o relație ascunsă. Pentru unii văd că ceva nou apare. Este ca și cum apare acea dovadă pe care tu o aștepți. Dacă îți cauți un loc de muncă, da, ai ocazia să găsești ceva anume, însă este un domeniu cu totul nou care îți va schimba viața radical și este o ofertă care poate să apară atunci când te aștepți mai puțin, da, mai puțin. Îți uh, aș recomanda o foarte mare atenție pe cheltuieli. Hai să vedem mai departe. Urmează o perioadă de trezire spirituală pentru unii dintre voi. Este acel moment în care cineva dă dovadă de autenticitate, de bucurie, dar dacă ești într-o relație, aici urmează o perioadă în care voi doi vă veți apropia mai mult unul de celălalt. Veți trăi mult mai intens relația. Dacă ești despărțit sau despărțit, aici este posibilă o revedere sau o împăcare pentru alții dintre voi. Se sfârșește o perioadă de blocaj. Dacă ești o persoană singură, la fel poate să apară cineva. Văd aici o problemă de sănătate a unei persoane sau o problemă financiară a unei persoane dragi. -ție. Se clarifică ceva aici, însă văd și o supărare. Da? O supărare care ține de trecut. Într-un viitor mai îndepărtat. Hai să vedem în primul rând cu marele preot, pentru că ori această persoană din viața ta, ori această situație, Vrea ca tu, uite, să mai studiezi o problemă, să mai analizezi o situație, uh, unii văd că sunteți foarte mult concentrați pe tot ce ține de uh, studii, pe tot ce ține de a vă informa. Nu știu, poate mergi undeva și te informezi în legătură cu relația ta prin spiritualitate, printr-o ședință, de tarot, de astrologie, știu eu. Declar viziune. Urmează o sărbătoare, uite, în casă, în familie, o zi de naștere, ceva aici se întâmplă, dar văd și un moment în care îți vei găsi liniștea, te vei relaxa, te vei liniști. Văd că cercul tău de prieteni sau oamenii din jurul tău vor fi mai puțini, pentru că tu vei evita foarte mult să-ți comunici emoțiile, sentimentele. Vei comunica doar cu persoanele foarte apropiate ție în viitorul apropiat pentru că te vei gândi mai mult la inima ta, la bucuria ta. O legătură văd aici uh, cu o persoană dintr-o zodie de foc, leo, berbec, săgetător, dar văd și ceva ce durează de ceva timp, legat de o persoană foarte dragă sufletului tău. Urmează un nou început pentru tine. Asul de monede vine, așa cum am spus și mai devreme, cu acea dovadă de care tu ai nevoie. Poate să fie vorba despre o nouă casă, despre ceva ce tu îți cumperi foarte drag sufletului tău. Se decide ceva important aici, uite. Ceva important legat de o casă, de o familie, unii poate chiar aflați că vi se mărește familia, adică mai apare un nepot sau apare un copil, nu știu, cineva din familie se căsătorește, dar văd aici multă teamă și așteptare, da? Ori ție ți este teamă de această schimbare, ori ai o persoană în jurul tău care te ține pe loc, este o persoană mai încăpățânată, zgârcită, da? Dar pentru alții văd aici că totuși acest curaj, această bucurie apare. Doar că este această senzație de teamă. Dacă îți cauți un loc de muncă sau dacă aștepți niște schimbări la muncă, da, acestea pot apărea, sunt extrem de frumoase. În schimb va fi nevoie, clar aici, să să acționezi cumva, da. Da. Cineva văd că rămâne aici supărat în legătură cu trecutul. Poate să fie o schimbare care nu convine în mare parte. Poate să fie ceva legat de bani sau poate să fie ceva legat de. De faptul că cineva nu se simte apreciat, nu se simte împlinit, nu se simte mulțumit. Pentru că văd aici o transformare foarte mare uh, legată de o persoană. O legătură cu un scorpion, văd. Poate cineva are niște probleme cu banii sau cineva reacționează într-un anumit mod. Uh, vreau să văd ce este cu această supărare. Supărarea ține de o așteptare, cineva așteaptă să strângă bani, cineva va fi foarte prins aici, repet, pe trecut. Pe trecut. Va fi nevoie ca cineva să renunțe la niște tipare vechi, la niște idei vechi, la un mod vechi de a se comporta. Da, pentru unii repet poate să fie vorba despre un proiect care este pe un termen mai lung și care vă obosește sau, așa cum am spus, pentru unii, văd aici clar, um, o sarcină da? sau nu știu, o nouă persoană, o firmă, ceva anume. Și văd teamă, o legătură cu zodia taur sau cu zodia Balanță. Parcă cineva se uită în trecut după această femeie sau uh, văd o supărare repet legată de o așteptare sau poate să fie doar o stare de spirit uh, puțin deplasată da, pentru alții dintre voi uh, Vreau să văd și un mesaj din partea îngerilor romantici pentru tine. Vreau să văd ce anume trebuie tu să știi. Hai să vedem. Ce te sfătuiesc îngerii să faci în această situație? Wow. Sfatul este să renunți la cineva din trecut sau să îți iei gândul de la fosta relație sau să finalizezi ceva atenție, poate să fie și energia unei persoane din apropierea ta. Să vedem marele preot ce îți transmite, pentru că acest mesaj a ieșit exact pe această carte. Uite, îți spune că este timpul să te deconectezi de la lume, să-ți vezi de bucuria ta, de fericirea ta. Dragilor, uh, să vedem și ce este la baza pachetului. Uh, foarte curând se întâmplă acest lucru, foarte, foarte curând. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată, eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire, dacă tu vrei să mai vizionezi, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.